Salutare YouTube, sunt Cristi și astăzi o prezint serverul Hellcraft. Îl avem aici de față alături de noi pe George, care este adminul serverului. Salutare. Și care probabil o să bănuiesc că e tipul care zboară. Da, eu sunt. Pentru că în afară de mine nu mai zboară nimeni. Îmi place cum se uită tipii ăștia la noi și genul. Hei, ăștia de ce zboară? Mă rog, oricum. Acesta este serverul Hellcraft și... Ok, ăsta e cred că cel mai genial dragon. Ok, lasă-mă puțin să admir dragonul și revenim la server imediat. Păi îmi place chestia asta. Aveți builder pentru voi sau e luat de pe undeva? Nu e luat de nicăieri, doar că e de pe un fost server care a fost total. Adică de un builder făcut care acum nu mai e de pe undeva. Ok, îmi place cum e făcut. Da. Chiar șmecher. Chiar se pricepe tipul. Observ! Ok, și o să bănuiesc că toată harda e făcută de el. Da, normal. Bun. Bun, am admirat destul dragonul. Acum unde ești? Fii atent, portalele astea, adică este un portal numit servere. Dacă okay. Hai că ajung acolo. Donații, staff și servere. Ok, staff e încă în lucru. Gen, dacă ai intrat în portalul servere, îți dă meniu, adică compas. Ok, deci văd că edita mai portalul, îmi place cum e făcut. Intră în el. E așa. Și ți-a dat meniu. Ok. Survival, Creative, Assassin, Survival Games, Sky, PvP, Blizzard, Skywars, Skyblock, Arcade, Kit PvP, Daisy și Factions. Oh, aveți Factions? Da. Ok, hai pe Factions. Okay. Ok, asta este primul server pe care îl promovez eu și are Factions. De ce ceva? Poți crezi facțiune cu /F Create ca să... Nu știu, ca să dai F-Climb trebuie să... Asta știu. Văd că ai shop aici. Da, shop. Ah, ok. Toate prostiile. Mai ai, fii atent, pe lângă kitul Tools, mai ai un kit numit Diamond, pe care îl poți lua odată la, nu știu, câteva zile sau câteva ore, chiar nu știu. Uite, dai /kit-diamond. /kit-diamond. Așa. Am preferat să-l fac destul de, adică să nu-l fac chiar OP, deoarece n-am. Nu mai respect, parcă nu mai e Minecraft, adică dai tot de la început. Da. Nu-i destul de OP, ca aproape o armură de diamant de la început. Da. Adică, păi frate, unii, pe unele servere, dau și protecție 4, sharpness 5 și toate alea și mie chiar... Da, am văzut, dar oricum, așa nu știu cum să zic, e chestia aia de îți da atât de multe lucruri, face combatul destul de boring, dacă pot să zic așa, pentru că una e să crezi tu așa ceva, alta e să aibă toată lumea același lucru ca tine și să vă măcelăriți așa ca dobitocii. Da. E mai fain așa să fie... Să fie, nu știu cum să zic, echilibrat cum ai făcut tu. Adică, hai să zicem, un chestblade de diamond cu o sabie de diamond se mai poate bate, dar în momentul în care tu să zicem că îți pierzi kit-ul și rămâi cu iron și dai de un tip care are chestii enchantate de diamond, nu prea e drăguț. Exact. Oricum, fix asta. Da, probabil că ați observat că serverul are puțin player. Oricum, în primul rând, noi filmăm la 11 seara și este deschis de curând. Deci nu este un server foarte vechi. Da. Mă rog, asta știți și voi odată ce treceți de zona asta. Practic, PvP-ul e allowed. Și pot să și sparg sau trebuie să mai mă duc? Ok, încă nu pot să sparg. Trebuie să te duci mai departe. Fii atent, ai intrat într-o apă, adică ai ieșit din spawn, stai așa pe tot. Am ieșit, vedeți destul la mine. Când ai ieșit din apă, asta e PvP, dar încă nu pot sparge. Trebuie să te duci puțin mai încolo. Da, asta am discutat, asta tocmai am zis și eu. Da. Că aici PvP-ul e on, dar bine, bănuiesc și eu că e, nu știu cum să zic, e logic să nu poți sparge încă. Da, pentru că ăștia fac pe aici toate prostiile și nu vreau... Bănuiesc că nici aici nu poți sparge. Vreau doar să văd. Ok, aici poți sparge. Vezi creeper? Da, nu văd. Ok. Fii atent aici la faction, vreau să zic ceva. Ok, spune. Spawnerul care îl găsești tu în mine și astea, de orice fel ar fi, dacă tu ai silk touch pe târnă copul, poți lua. Da? Da.
Și Obsidianul se sparge cu TNT ca pe orice faction, cred. Păi chestia asta e faină. Adică... Știu. Uite, stai așa să-ți arăt. Păi da, asta voiam să zic, n-ai... Not in a fight, am sus sau ceva, așa. Și acolo dă mie un pic extra selectaj dacă ai. Acum. Stai să facem curățenie pe aici. Și văd că arată și viața animalelor. Da. You ready your sword. Așa. Gata, da. Ia spart. Bun. Deci, silk touch una tot avem. L-a dat? Nu. No. Lol. Apoi îmi pare rău, cred că am uitat să-l bag. măcar știm ce... Nu, serios, chiar. Nu, măcar știm ce să urmezi. De fapt, stai așa. Ia. Așa. Ups, wow, m-ai teleportat. Uite, okay. Vezi? Acolo am luat. E o permisie pe care am uitat de ea. Oh, ok. Deci... Merge chestia asta. Bănuiesc că îți dau asta înapoi, că n-ar trebui să o am momentan. Stai să omor purcul. Bun. Altceva la asta, la factions, sau trecem mai departe? Bun. Hai să trecem. Bun. Spawn? Slash hub. Hub. Așa. Da, corect că spawn trebuie să mă ducă la... Hai, e bine, mă duc direct în portal. Ok. Da. Trebuie să stau deoparte dacă vrei să... Ok, să vedem. Creative, Assassin, Survival Games, Survival Normal, Games. Sky PvP, Sky Block, Sky Wars, Prison, ce, unde vrei să mergem? Hai la Assassins, gen. Cyber, okay. de Gold. E tot de voi făcută harta? Nu. Asta este luată de pe internet, ca să recunosc că momentan nu avem un builder exact care să ne facă o hartă, dar în curând va fi schimbată și asta și va fi original. Wow! Dar e destul de mișto harta și nu prea am văzut-o la nimeni, ca să recunosc. Dar fii atent aici sus, unde te dă, noi am făcut chestia asta, că nu era. Ok. Știi la pe ce, adică ce trebuie să faci aici? Au. La Assassin's? Da. Trebuie să te duci pe aici, pe jos, să găsești chesturi și să iei goldul ăla. Fii atent, dacă tu ai luat un gold dintr-un chest și mai vine un player în momentul ăla și mai ia, el are alt chest, înțelegi? Adică poate să iei și el acel gold. Și cu goldul ăla te duci la villager acolo sus, la shop, și îți iei iteme și te bați. Și gradele sunt făcute ca și în LoL. Gen, la 20 de kill-uri primești automat bronze 3. La 50 primești bronze 2 și tot așa, înțelegi? Uite, eu am bronze 3, tu ai ranked pentru că n-ai făcut niciun kill. Ok. Și după aia cum e? Bronze, silver, gold? Da, silver, gold, platinum, după aia challenger. Dar îți trebuie în jur de 1000 de kill-uri ca să fii challenger. Și gradul pur și simplu primești tu automat, știi? Că nu trebuie să dai rank up sau prostii de astea. Și aici ți-am zis, tot se bazează pe a-ți face iteme bune și a strânge gol. Mă omoară oamenii! Au! Fii și atent, deci îl vezi pe tipul ăla raton? Da, îl văd. Nu e raton. Da, știu, normal că nu e. Da, hai să zic ceva, e vârul lui. Pe bune? Da, foarte pe bune. Ok. Mă rog. Bun, hai să mergem de la Assassin's Creed la hub. Stai. Hai pe survival, ca să-ți-l arăt. Ei, e ceva, n-am mai văzut un spawn făcut din Netherbrick și... Unde? Quartz, la survival. A, ai intrat deja pe survival? Păi da. La hub. Păi cât de...
Așa, spawn-ul ăsta e original, adică nu l-am luat de nicăieri. Da, aici ești bun. Păi asta ce-am, că îmi place cum e făcut. Ai anumite warp-uri pentru ajutor, gen warp, donații, să vezi donațiile, shop, XP, ce... Da, stai, deci, slash warp, donații. Da, aici îți spune să intri pe un anumit... Ok, două secunde așteptăm și ne-am teleportat. A, stai puțin, ca să-ți dau pe ca să nu mai aștept două secunde. Așa. Bun. Avem... Aici spun donațiile. Avem și un site doar pentru donații prin PayPal. Ok, observ. Grade, flyer, helper, VIP, V+, V++, moderator, admin, co-owner, owner. Și atât. Astea sunt gradele. Și prețul lor sunt și la hub, pe Ender chest-ul ăla. Ok, mergem și vedem și acolo. Ok. Acum hai să ieșim să vedem puțin zona pe din afară sau cumva, nu știu. Da, vezi că tu te duci la jail, întoarce-te. Unde mă duc? Oh. Întoarce-te. E, las că e bine, că vedem și la asta. Asta e jail-ul, da. L-am făcut cam mare, nu știu pe cine să pun aici, dar asta e. Avem pe cine pune. Da. Uite pe aici ieși afară. Stai să mă duc. Corect. Ce e aici? Enchant. Oh, deci ai și enchant moca, perfect. A, sunt... Și ai și ăsta, XP-ul, unde faci XP. E logic. Asta bănuiesc că n-are PvP-ul pus. Adică... Fii atent, vreau să zic și de protecții. Protecțiile sunt așa. De diamant, anti-grif, adică să nu-ți poată grifa nimeni. Și sponge anti-PvP, adică sponge buretele în caz că nu știu. Mm-hmm. Și l-ai și în inventar de la kit, cred. Da. Castelul ăla a fost făcut de cineva. Da, cred. Chiar... Ah, cred. Deci deja sunt oameni care joacă pe survival pe aici. Păi da, să știi că sunt oameni care joacă constant și la ora asta, dar nu sunt mulți, știi? Adică serverul nu e prea cunoscut, ca să spun așa, dar sper să fie. Pentru început e ok, dacă aveți oameni care deja joacă serios, uite și tu. Mhm. Ioi. Hai să nu intrăm în casa omului totuși. Da. Lasă. Nu vreau să văd. Uite și asta e frumoasă. Da. Asta seamănă cu prima mea casă. Oh, perfect. Are protecții linia. Trăiesc. Hai bine, gata, îi pun la loc. Îți dai seama că cine o să vadă clipul vine mâine și lea, nu? A, da. Uite, builderul nostru pulse, ăsta nu mai face treabă. Uite, stai așa, îi las un cadou de la mine. Gata. Ok. Nu știu dacă mai intră tipul, dar... Aia, lasă, dacă nu intră, o să intre cineva mâine și să duce și alea de acolo. Dar n-are cum, că e loc pe chest, adică tu ai cum, deoarece ți-am dat tope. Ah, ok. Adică nu-i chiar pur survival, că dacă ar fi așa, s-ar fura toți între ei. Da, știu. Dar credeam că nu e pus loc ăsta acestul. Ba, da. Se mai întâmplă, jucam pe un server și nu știam că trebuie să folosești o comandă ca să dai loc la chest și efectiv mi-au dispărut toate căcaturile din chest. Păi fii atent că la mine nu e chiar așa, la mine îți dă direct loc. Știi, adică m-am gândit și eu să fac chestia asta, dar... Știu, și după, păi nu, că așa e pe majoritatea serverilor, dar, da. Mm-hmm. Știi, uite, pe ușă nu-ți dă loc, trebuie să dai tu loc pe ușă. Mm-hmm. Nu, așa era, jucam pe, eu înainte jucam pe niște servere, din, mă rog, străinătate, când jucam pe servere. Și mamă câtă protecție și-a pus ăsta. Da, asta observ și eu. Foarte. Și asta, asta da. Mortul că și-a făcut asta decât nu mai o fermă. Nu știu. Holy fuck. O să-ți dai game mode 1 să vedem ce e aici. Nu poți dau direct slash fly. Eu pot și asta. Dai. Mamă. Mamă. Deci, n-are nimic. Ok. A făcut, ai zis toată asta și gândește că ăsta e grilaj de iron, mă, nu e sticlă. Mm-hmm. Uite și tu câtă protecție a pus. Holy fuck. Bă, sunt bogătași pe server, dar n-am idee de unde au atâtea chestii. Și o să inspectez puțin. Uite și tu, ăsta are 5. Nu. Are 10. Beacon-uri, măi, e nebun. 10. Holy fuck. Uite, acolo iar unul cu beacon-uri. Pe mine mă cam enervează beacon-urile astea, că... Na.
consumă puțin din memoria serverului, dar nu e problemă, n-are cum să fie lag de la asta. Ok, stai așa. Așa. Bah. N-ai cum să bagi? Nu. Dar nu se schimbă. Uite, s-a schimbat. Ba, se schimbă. Ok, înapoi la hub. Hai, hai, venit Conchito. Eu aș vrea să văd cum e la arcade, sincer. Arcade e încă în lucru. Ok, hai nu la arcade. Daisy știu cum e. Ai ceva hartă sau ceva lucru de arătat special? Nu. Hai pe Skyblock, dacă, sau Creative, sau KPVP, ce mai este. Așa vreau să văd, așa vreau să văd Survival Game și Skyblock. Ba, și după aia mai merg și celui. Da, pe astea vreau să le văd. Sunt la Skyblock acum. Okay. Pentru că am văzut, de ceva timp la server văd mereu că Skyblock-ul e diferit. Chestia asta e interesantă. Știi, adică înainte era decât mapa aia vanilla, de început, toate cele. Și cam atât, nimic special. Ai un pe ultimul loc din inventar, ai un meniu, așa da, ai? Shop special, meniu tău, hub. Fii atent, de aici poți să-ți cumperi gradul flyer sau toate prostiile. Și armură, enchant, the gold, sabie, hat, acces la nick, heal, adică să ai acces la comanda heal permanent, și fly. Adică pentru 250 de K, și banii ăștia se fac destul de ușor, că vinzi itemul la shop. Aha. Bun. Și cum intru pe o insulă? Dă-i /is/create. Deci /is/space cum? Create. Ah. N-am auzit. Oh, ok. Uite, dă-i pe crafting table. Și aici ți arată. Gen... Ia... Stai să iau chestii, că n-am ce să fac. Uite, ia lemnul ăsta. Stai că iau tot. Să fac ce pot să permit să craftez din chestiile astea. Wow, din tot ce am nu pot să craftez decât niște chestii. Da. Ți-am dat eu lemnul, poate, da. Am craftat o de-asta de melon. Ok, stai așa. Deci pot să fac așa și acum... Acum pot să craftez ceva, efectiv. Bun. Am făcut 4 butoane. O să pun chestia asta pe jos așa lul. Bun. Oh, hei, uite! Văd pe cineva în partea aia. Da, am pus insulele, adică chiar destul de apropiate. Hai loc unde să-ți faci toate prostiile. Okay. Adică am preferat să fac așa deoarece... E mai fain să mai vezi pe cineva lângă tine care construiește. Am și o întrebare, dar să zicem că dacă pe mie mi se pune pata și încep și îmi construiesc drum până acolo, așa... N-ai cum. Adică poți să mergi până în gen... Uite, hai să-ți arăt. Ai o protecție, înțelegi, la insulă. Și dacă ajungi acolo nu poți să construiești la un moment dat. Exact, uite, deci îți zice că ești din insula, ești din protecția ta, uite, vină cu aici. Uite, vină până aici. Vezi? Îți zice ceva în chat. Au fost șterse 3 entități. Nu aia, nu zice ceva că uite, deci fix abia de aici mi-arată că ești din insula. Mă mai pare corect așa. Poți construi? Bine, poate și pentru că am OP. A, da. Scoate-te așa. Poți să-mi dau singur de OP? Da. Stai. A, nu pot să-mi dau de OP. Scoate-mi și tu OP-ul să vedem dacă mai pot construi. Ok. Da, e un posibil să... Nu mai merge. A, ba, merge. Merge? Păi, uite, nu mai sunt OP. Da, da, poți să construiești mai încoace? Stai că nu mai am ce blocuri să pun. Nu, oricum, nu că poți să spargi insula lui, înțelegi? Adică, eu am testat chestia asta de vreo 3 ori. Ok.
măcar în insul, stai așa, dăm puțin fly. Vreau să mă duc până acolo să văd dacă pot să spar cu insula cealaltă. Ok, și uite-te și dacă ai acces la chest. Nu cred că poți să ai acces la chest. Ori, fii atent, mai este o fază, dacă cumva ăsta n-a mai intrat de mult, se dezactivează protecția, știi? Nu, no, n-am permisiune să sparg și uite, nu merge. Aha. Cred că poți să construiești până în apropiere, habar n-am. Aha, ceva de gen. Băi, stai să văd. Nu, no, pot să mai pun de aici. Da, înseamnă că mai poți să construiești puțin acolo. Da. Ok. Bun, acum stai. Hai pe ăsta. Hai pe hub. Ok. Să știi că și Survival Games e puțin în mentenanță, ca mâine o să-i dau drumul și Lola. Dar okay. Mai niște arene de făcut și se aloc și mai mult RAM. Da, pot să intru să mă uit măcar așa puțin pe acolo. Închis. Ah, ok. Atunci hai până la prison și Skywars și cred că e ok. Hai pe Skywars. Hai pe Skywars. Ok, și cam atât. Mai sunt și niște servere gen Kit PvP, Sky PvP. Alo. Ok, sunt aici. Așa, pe tine te da la spa. You cannot leave the arena. Trebuie să intri în... da, trebuie să fie doi player. Hai că intru și eu. Și acum trebuie să așteptăm puțin. Așa. Să nu te miști, trebuie să așteptăm puțin până să... gen a mai fost jucat pe arena, știi? Și până se regenerează, durează ceva timp. Ah, bun. Ar trebui să ne dea. Ar trebui. Da. Nu, că de obicei așa e, gen dacă îți vreo 5 player, începe, adică începe instant, știi, nu mai trebuie să aștepți deloc. Da, în momentul ăsta, de față suntem doar noi doi și poate probabil de asta. Ok, hai că mă băgați. Uite, și aici trebuie să așteptăm 15 secunde. Știi, stai. Văd că e diferită insula. Și la miloc e copacul ăla. Uite-te în stânga ta, cum mă vezi pe mine. Hello. Ok, am picat aici. Și iei iteme din chest-uri și pur și simplu te duci să te bat. Și bănuiesc că itemele din chest sunt random. Exact. Ok. Random adică cu o șansă să ți o dea ție, știi, setate. Oricum, ăsta l-am făcut puțin mai OP, deoarece faction și alea nu le-am făcut chiar OP, știi? Și am zis măcar să am ceva așa. Da, e bine, eu n-am nimic, eu n-am nicio armă. Am un FNS și niște mere de haur. Depinde ce păi mărul ăla ar face tot. Oricum, gen dacă te duci la mijloc, sigur îți găsești sabie. Și chiar și cu Fire Aspect 2 de diamant. Sunt puține șanse, dar o găsești. Ok, mă duc la mijloc. Vezi să nu cazi. Nah, merge ăsta, cum se numește, merge tasta shift. Ok, sunt la mijloc. Nu mai mult lemn și mai multe chestii. Vezi că în mijlocul e unde e copacul ăla mare. Nu ești chiar la mijloc. La mijlocul drumului până la mijloc, atunci mulțumit. Da. Așa. Mă duc, mă uit pe acolo ce e și da. Lol, fii atent, deci văd de aici, păcat că n-am ăsta să dau zoom, de aici văd o bucată de glass în partea așa, știi, random pusă. Da, și o văd aia de la schematicul, de la mapă, adică... Îmi place că n-au spart bucata aia de glass și atunci nu, să o vadă lumea. Și... Hai, du-te și ia-ți o sabie să ne... duci sus. Să ne batem după ce ții și tot sabie. Să vedem cine e mai bun. Aoleu, dar chiar că e sus. Ok, să vedem. Hai că aici trebuie să găsești ceva imposibil. Aha, hai că am găsit niște chestii. Fii atent că TNT-ul bubuie, adică dacă îi da drumul... Uite, deschide chestul ăsta, deci. Care? Ăsta? Ia sabia aia. Bine. Și ia și un măr. Stai și...
Vezi că ai un măr acolo, poți să-l iei. Mamă, dar te-ai făcut aproape full diamond. Bun, hai da. Ah, clar, am luat bătaie. Bravo. Wow, îți dai seama. Dar știi că eu am găsit decât vreo 5... Și că e o șansă mică să găsești Sabia Diamond cu Fire Aspect, de ce trebuie că am găsit 5, le avem pe toate în inventar. Bă, uneori sunt șanse mari, uneori sunt șanse mici, da. Da. Știi, ceva de genul, a, dar am făcut OP pe insula, bă, n-am găsit nimic. Și pe urmă, ai o șansă mică să găsești la mijloc ceva OP, mă duc eu acolo 5 săbi. Bă, ți-am zis că e destul de OP, da. Ok. Să mai nimerești, să bun, hai că mă găsești în hub. Ai pe ăsta Skype. Am fost Skype, doctor, creative. Da, chiar hai să văd pe la creative. Au construit ceva băieții sau? Da, îți arăt eu o casă făcută de cineva. Mi-am setat setul ca să fie aici. Păi ține te da la spawn, l-a făcut micuț, așa. Da, da, ei, uite, cineva a construit ceva aici. Bă, dar văd că sunt ceva construcții deja. Vezi că îți dau tăpă here ca să vezi ce e aici. Adică mie... Îmi place chiar mult căsuța asta. Am muncit ceva. Stai. Tu vrei să zici că a pus tot ăsta, tot dirt-ul cu manual? Nu. No. Dirt-ul nu. Da, casa da. Ok. Uite capul meu aici. This house has made by Johnny. Și nu pot să intru. Poftim. E goal. Frumos aici, parcă e o biserică. Amenu. Ok, arată faimii. Bun, deci dacă vă simțiți creativ și chestii... Da. Hai da aici să construiți. Exact. Ok, hei, uite, casa asta e genial. Vine încă. Mie nu prea-mi place. Da, vine încă. Nu aia. A, nu? Aia din față? Asta e. Așa. Haideți. Haideți-o că nu-ți place atâta talent. Vai, atâta... Ce frumoasă e casa asta. Foa. Nu mai refer la aia. La asta mă refeream. Iți zici tu. Da. Nu-i așa că ți inspiră. Ioi. Uite ce oh, ia uite. Au pus chestii pe pereți. Au și mobilat. To, ups. Ups. Da. Oricum ăsta a fost creativul. Oh, hai hub. Ok. Hai și pun la donații. Uite, donații poți să dai click dreapta pe Ender chest-ul din meniu, adică din din ăsta, din inventar sau să te duci la portal. Intru în portal imediat. Una din două. Bun, tot același lucru ți-l deschide. Bă, e fain. Și gândește că, cum am zis, e ora 11 și sunt 11 jucători. Na bun, hai să populăm acest server. Pentru că merită, adică nea, e destul de ok. Și tipul, având în vedere că ești numai tu, nu? Da, numai eu. Da, pot să zic că s-a ocupat de el. Chiar. Uf. Da. Nu fac asta așa. O să mă uit la dragon, așa, sunt aici. Îți place mult dragonul ăla? Da, îmi place dragonul. Am mai văzut niște dragoni făcuți pe hărăți, dar erau mai micuți și știi, arăta ok, dar ăsta e dita mai și arată șmecher și arată epic și arată badass. Sincer. Știi, adică sunt dragoni ai micuți și drăguți și sunt și ăsta care e așa badass și așa de nu. Da, sincer m-am gândit și o să mai pun încă doi dragoni mai micuți lângă ăsta, gen să fie puii lui. Dar nu prea se încadrează bine, că am făcut chestia asta, dar le-am șters, că n-a arătat. Ok. Nu, bun, păi atunci cam asta e și cu acest server. Vă invit să intrați voi și să încercați, nu vă mai zic eu. Sper să vă distrați și să merite. O să aveți IP-ul în descriere și în titlu ca de obicei și link de la ceva forum sau contact sau ceva. Da, o să gen hellcraft.ro e forum, donații.hellcraft.ro e site-ul de donații prin PayPal. Automat. O să le aveți pe astea și în descriere. Producătorii am fost Cristi. Și ea a fost George. Și n-am ce să faci dacă tu ai schimb tipei.
Da, e tare. Minecraft-ul. Da. Bye bye.